N-au vrut să audă de invitații și și-au cumpărat bilete la concertul lui Smiley. E vorba de bunica, mătușile și părinții lui. Așadar, ce au declarat și care a fost atmosfera la spectacolul din orașul lui natal, din Pitești, vedem chiar acum. Poți să te ajut eu să-ți faci încălzirea, că m-am apucat de sală. Deci, dacă ai nevoie de niște exerciții de încălzire, știu eu. Ce vrei să începem? Cu alergare ușoară? Cu picioarele? Păi stai să faci niște genuflexiuni, așa, știi? Așa, hai. Cu spatele drept. Așa. E bine, dar foarte. Da. Facem fandări înspre scenă. Fii atent, hai. Așa. Foarte bine. Tu primul. Okay. Ești la tine acasă. Opa. Asta este primul turneu cu Smiley. Da. Primul turneu național. Da. După o scurtă încălzire, Smiley era pregătit să intre în scenă. Publicul era și el pregătit după deschiderea făcută de Seredinsky. Momentul în care unul dintre cei mai de succes artiști născuți în Pitești a ieșit în lumina reflectoarelor, a fost marcat cu o explozie de aplauze. Deranjez. Dacă vă enervezi, nu asta intenționezi. Vreau să vă adresez o singură întrebare. Când am oferit fără un motiv o floare. Bună seara, bine v-am găsit Pitești! La Pitești, Smiley a avut în suflet o emoție specială. Dincolo de faptul că se afla în orașul în care s-a născut și a crescut, știa că în public se găsesc și cei mai dragi oameni, părinții și bunica de 84 de ani, care a zâmbit, s-a simțit bine și a bătut ritmul pe toată durata show-ului. Bunica mea e prima oară când vine să mă vadă la un concert. Ea m-a crescut alături de părinții mei și sunt foarte bucuros să am o bunică așa cum e. Piesa asta pe de câte ori o cânt, sunt foarte emoționat, e foarte greu să o cânt și cu atât mai greu atunci când sunt părinții mei în sală. N-am vorbit de mult cu mama. Spune tu că o iubesc. Te rog iartă-mă, tată, că nu prea te-am ascultat. Părinții tăi mereu te așteaptă, chiar dacă tu i-ai mai. Timpul a zburat pe nesimțite și după două ore de muzică, dans, lumini și multă emoție, concertul a ajuns la final. Smiley și-a dorit mult turneul acesta, a muncit luni de zile pentru a-l pune la punct în cele mai mici detalii, iar Piteștiul era o oprire importantă pentru el, unde publicul i-a oferit cel mai de preț dar, minute întregi de aplauze. Susținători. Da, da, știu. Familia, prietenii, vecinii. A fost foarte frumos. A fost foarte frumos. Ca o petrecere în cartier, așa. Îmi place să cânt la Pitești. E un public senzațional și mă bucur mult că
am inclus Piteștiul în orașele din turneu și da, e frumos. Bună seara! Bună seara! Cum a fost prima dată la spectacolul nepotului? Nemaipomenit de bine, simțeam că zbor, plutesc, așa de bine mi-a... M-am bucurat din tot sufletul meu. Mândră de el? Foarte mândră. Uite, mă gândeam că am plecat pe 83 de ani, pe 84 de ani, 84 de ani și n-am fost la niciun concert al lui. Când, uite, nu m-am dus. Și acum ce copiii mie, hai la concert la Andrei, că a venit aici la Pitești. Nici nu știu ce să mai zic, că m-a trecut și lacrimile de bucurie. V-ați văzut cu el înainte de concert? I-ați dat vreun sfat? Doamne, păi am fost la fată. Am mâncat sarmale și a spus aici, așa e. Am făcut eu sarmale și le-am lăsat și... Nu știu, chiftele sarmale, să știi, când vine, se arată de vinete și arde copți. Așa l-așteptați de fiecare dată? Da. Crescut eu, așa e că așa a crescut. Ce mai mare piață. Așa. Ați bine, ți-a făcut? Mi-e primul rând, este fost ușit. Nu, dar mi-am spus sincer că am simțit o ușurare, așa o bucurie mare. Da, da. Eu n-am realizat că ea n-a fost la niciun concert al meu, eu gândindu-mă că are deja o vârstă, să nu obosească, tot timpul am avut în aer liber, în Pitești, tot timpul a fost înghesuială și m-am gândit că nu i-ar face bine. Și acum a avut ocazia să vină și a cumpărat bilet. Nu cred că și-a cumpărat bilet. Și-a cumpărat bilet. Da, așa și-a dorit. Ai mei și-au dorit să cumpere bilet la concertul meu, deși îți dai seama că aveam invitații pentru familia mea, dar și-au dorit ei să-și cumpere bilet. Întotdeauna am emoții foarte mari când sunt la Pitești și evident că de data asta, având în vedere că e prima oară când bunica mea mă vede pe scenă, a fost așa ca o audiție. Știi, mi-am simțit că dau audiție în fața bunicii mele.